Bun, suntem live, hai să luăm loc pe scaun. Un cadru din ăsta la căldurică, la gura sopei, așa. Salutare, oameni buni, bine ați venit pe canalul de YouTube Altacul la acest frumos live de sfârșit de an. Suntem pe Baltateiu, Mavexim, alături de așa, o companie selectă. Jucăm în deplasare eu cu Adrian, pe Adi, așa, de la dreapta la stânga. Hai, pe Adrian Iordache, Doamne ajută! Salutare! Îl știe toată lumea! Avem aici pe Adrian Mihalache și salutare. Stânga mea pe Cristi Brebu. Scuze-mă că te-am întrerupt la salut! Asta. Ne-am învățat cu tine. Da. Suntem aici la invitația lor și avem undeva la 36-40 de ore de pescuit. Voie bună, suntem împreună, am făcut și noi un ceaun, am făcut o ciorbă, băieții ne-au tratat regește, le mulțumim mult pentru chestia asta și am zis că ar fi super să facem și un live în care să discutăm așa, după un an greu de pescuit, multe partide și pentru noi și pentru voi băieți. Să discutăm un pic despre mituri pescărești și nu neapărat mituri, cât dileme pe care le avem cu toții. Dileme care poate nu au soluții bătute în cuie, dar hai să ne dăm cu părerea despre ele, să vedem ce au și băieții care ne privesc de zis și, bineînțeles, ce avem și noi de zis. Da, multe discuții contradictorii, multe... Am avut aseară o noapte lungă, dar... Am început live de aseară, dar asta mai tot. Da, dar am uitat de la telefon. Da, exact. Da, sper că ne auzim bine, sper că suntem ok cu toții și, bineînțeles, va trebui să vă rog să dați un like și un share acestui live, pentru că ne ajută foarte mult și ne strângem și noi mai mulți, iar când suntem mulți, apar și discuții interesante, apar întrebări interesante, așa că opriți-vă un pic acum și dați un like și noi vă mulțumim. Bun. O să trească să trec acolo la telefon. Adi m-a băgat pe live-ul nostru. Și să citesc și din comentarii. Da, până ca de obicei, cum am obișnuit, până ajungem la să răspundem la câteva întrebări. Hai să pornim noi un subiect interesant, băieți. Bă, noi aseară cel mai tare și mai tare ne-a încins discuția despre diversele momeli care n-au funcționat și momentul în care s-a schimbat ceva aparent banal. De exemplu, pop-up roșu, l-ai pus galben, ai luat pește. Un boilers care ai prins pe baltă de 10 ori. În ziua aia nu mânca, ai luat de la vecinul o mână, ai schimbat boilersul pe același loc, cunoști balta tot, a plecat pește. De ce se întâmplă lucrurile astea? Hai să începem cu lucrul ăsta, cu dilema asta destul de mare așa, pe care toți pescarii sunt convins că o au și ușor, ușor ne încingem și schimbăm și subiectul. Intrăm. Bun, hai să ne dăm așa cu părerea, povestiți din ce ați pățit în primul rând. Hai să o luăm așa. La concret, hai să vorbim de boilers-uri, că direct să simplificăm un pic. Ei își fac singur boilers-urile, să spun așa, da. Care... până să ajungă la o rețetă le-a trebuit foarte mult timp și în jur de 10 ani. În jur de 10 ani, vă dați seama, 10 ani să faci boilers-ul și să ai tot timpul ba succes, ba stai că nu trage, ba. De multe ori că te întrerup. Nu, te rog, nu chiar te rog. Sunt lângă Cătălin. Să ia, da. Da, ne luăm de mână. Să nu exagerez. Da, corect. Cred că în 70-80% din timp bila nu ne-a mers. Am cheltuit foarte mulți bani cu ea și aveam mai multe eșecuri decât câștiguri, să zic așa. O și băgam, era de început, o și băgam în concursuri, ceea ce nu e ok. Adică pleci din start, pleci cu un handicap. Stai puțin, Chris, dar cum ți-a venit ideea, cum v-a venit ideea să vă faceți bila voastră? Că... probabil că e un început, de aici ai început. Zic, bă, hai să ne facem bila noastră pe... De ce? Că nu... cred că a fost și ceva de orgoliu. Adică, vezi, noi dacă pescuim în jur de 15 ani, în urmă cu 15 ani, nu prea găseai, nu erau foarte mulți producători de bile. Și nu găseai multe pe piață. Și cine avea bilă bună, nu o dădea, nu adică dădea rețeta de genul, sau nu o scotea. Dynamite, erau cele clasice, da, care le găseai de la producătorii mari. Aveau cei de la Senzor, aveau bila atunci. Pui de necorpus de la Solar. Da, noi am prins bila de Senzor. Și mai era pe vremea Senzor, când era Senzor. Da, atunci spunem și în la lucru că mai era vorba și de costuri.
Adică o bilă luată de raft, mi-aduc aminte, ajungea și la 80 de lei, a apăruse, nu mai știu ce. Adică 80 de lei la raft, direct, da, la magazin. O să spui și de 1.500 lei, 1.500 lei, 1.600 lei. Era foarte scumpă, și era o bilă scumpă. Era scumpă, dar era bună. Bine, dar acolo a plecat. Noi eram ca pescari obișnuiți cu boilers. În start, când vedeam un boilers care, oricum, era greu să-l faci? Nu, costul, nu. Noi, spre deosebire de alți pescari care au prins vremurile alea când cumpărai trei bile și te duceai cu ele și pescuiai când au apărut. Ne-am apucat un pic mai târziu și am avut prieteni care deja ne-au lansat cât de cât sau ne-au educat într-un fel. Știam ce sunt, știam cum se mănâncă, cât trebuie să nădești, cât. Mergeau diferit și bălțile atunci. Diferență de un concurs atunci cu 10-15 kg făceai un concurs. Acum sunt bălți. Acum nu-l mai faci. Nu-l mai faci. Sunt bălți unde sub 30-40 de kg n-ai ce să cauți. Bine, sunt bălți unde, dar sunt excepții, unde pescuiești cu 2 kg. Ca așa a fost. Joci la intercepție și câștigi. Dar nu... Vreau să vă grăbesc așa un pic procesul ca să vorbim efectiv de mici. Așa, da? De unde a apărut și asta? Și să-i vă bubi. La bun, ai stat 10 ani, ați încercat să găsiți cea mai bună variantă, nu? Că cea mai bună variantă, cea mai prinzătoare. Bilă, da. Ca asta de fapt. Și tot încercam. Și toată asta ați încercat și ce? Tot încercam, o încercam. Plecam într-un concurs, plecam cu un handicap, că nu eram fer convinși. Mergeam cu ea la plăcere și scoteam pește adică după pește. La plăcere, prin la plăcere, adică să facem un antrenament. Plăcere, în nu te gândi că erai singur pe baltă. Era o plăcere în care nu se pescuia ca la concurs. Nu nădeai din oră în oră, nu pescuiai cu sponsor. A, lejer și mai pe economic. Mai pe economic, dar pescari erau pe bani. Deci cât de cât presiune era. Mai planta unul în stânga, mai... Adică pescar, când zice de presiune, referi la nu presiunea unui concurs. Dar nu a unui concurs unde ai foarte multă nadă. Și multă care nadă și multă presiune, pui multă presiune pe pește și din cauza concurenților. Că sunt 20 de echipe, 24, a 4 lansete, atâtea fire în apă, ceea ce înseamnă o presiune. Da, da, da. El trebuie să se refugieze. Adică toate standurile când... ocupate față de la plăcere, unde niciodată la plăcere. Sunt câteva plăcere în România în care și la plăcere în weekend le găsești full. Dar în curs săptămânii nu. E nou bun, în weekend un concurs începe de miercuri, de joi, adică prinde și ceva din cursul săptămânii. Și nu numai asta, la plăcere lumea nu se ocupă atât de intens. Nu bubuie exact. La pastă și bea și face grătarul, nu scoate toți peștii. Deci chiar că e balta plină, tot nu e aceeași presiune. Nu toată lumea trage cu să tragă să prindă pește. Da, da. Bun, ideea care este că de multe ori am pățit-o și noi și plecăm de la povestea cu bila băieților, de multe ori am pățit-o și noi să facem o mică schimbare. Schimbare cât de banală la cârlig și să se întoarcă peste cap partida. Ori în bine, ori în rău. Apropo că poate și în rău. Da? Și băieții au o poveste foarte, foarte interesantă. Într-un concurs, asta era ideea, cu o bilă și pe un stand pe care îl cunoșteați foarte, foarte bine. Da? Da, exact. Și pot să, adică pe balta Teiu, da? Am fost la, avusesem cu o lună în urmă un concurs, pe locul standul respectiv, câștigasem locul 2, deci cunoșteam standul, știam unde, fix, punct. Stand bun oricum. Stand foarte bun, curat, bine și bun, pește, știam unde stă, cum stă, când mănâncă, știam traseul, orele. Deci totul pregătit de atac. 80, 100 de metri, 115, adică deci totul era... Deci văzut pe standul ăla. Când eu m-am văzut pe standul ăla, deja eram de câștigător. Super fericit. Gata, nu. Ceea ce eu nu prea bag mâna în... Adică sunt foarte ghinionist. Adică dacă sunt pe o baltă, dacă sunt 24 de locuri și mie mă las să trag, eu trag al 25-lea, adică nicăieri. Atât de ghinionist sunt. Nu trag. Rar. Da, ei, atunci am tras. Și asta vreau să spun. Am tras, eram atât de fericit, m-am croit pe ele, dă-i unde știam eu cum trage, orele, tot. 36 de ore n-am văzut pește. Și prindeau ceilalți? Stânga, dreapta, rupeau în două. Eu mie mirea să le rupă genunchi. O bilă cu care ei prindeau, nu rupeau. O bilă cu care ai câștigat, o bilă cu care ai încredere, o bilă care a mers, nu numai acolo.
Adică era o bilă în care ai încredere. Și deci o ciudățenie, asta da, e. 36 de ori nimic și vecinii rupeau. Da. Și, deci veneai cu... Și hai să ajungem la final, pe scurt, ce s-a întâmplat. A venit vecinul la tine, a văzut că suferi ca un câine. Da, a văzut că suferi ca un câine și bun prieten cu care mergem și cu el prin concursuri. Zice, hai mă să-ți dau o mână de bile. Eu l-am luat-o ca și că orgoliul lui și-a vrut să mă atace un pic, să-mi dea peste nas. Nu, am luat-o ca o prietenie. Și de dișoare că și mai scoși un peste. Da, una da, mână și de la mână ca să-mi scot ceva din cap. Adică să mă aleg, să-ți faci testul. Da, să mă aleg cu ceva de acolo. Nu că bă, a venit și a făcut mișto de mine și gata, mi-a dat o palmă peste ochi. Nu, el a venit cu o intenție bună. Nu a venit să îmi dea o palmă peste oi. Și am pus pe numărul 2 și numărul 3, ca și lansete cum avem noi poziționate, adică vârful, sus. Am pus o bilă acolo, o bilă acolo și numărul 1 și numărul 4 le-am lăsat pe bilele mele. Ca să faci testul. Nu au trecut 20 de minute, a plecat aia, 10 kg. Dau să-l scot pe ăla, că eram individual, eram singur. A plecat și numărul 3 de sus. Dă-i și cu aia, cum pune-o pe aia, fă, mă rog, cum te descurcă. I-am descurcat, i-am scos pe amândoi. Păi atunci ați vine să le rupi în genunchi. Pentru că celălalt deci a fost un moment în care da. Bila te-a lăsat, te-a trădat fixat. Când te duci la lansetă și vrei să o rupi, te mai uiți așa și că, o, da, doamne, câți bani. Hai, mai lasă un pic. Poate o rup în săptămâna viitoare. Cum vă explicați? Ce spuneți de experiența voastră? Aveți atâtea concursuri, atâtea partide și voi și așa mai departe. Cum vă explicați această anomalie pe care cu toții o pățim? Adică, iată, și aseară am discutat chestia asta. De multe ori nu știu ce explicații să dau. Și poate prin experiența pe care o am ar fi trebuit să găsesc o explicație. De multe ori m-am încuiat sau sunt încuiat la un asemenea răspuns. Nu știu de ce și cum. Cum vorbeam și chestia aia cu pop-up-ul, adică prind la un pop-up de aromă de căpșună, dau un exemplu, și o culoare roșie, da? Și bag același pop-up, tot numărul 16, tot căpșună, aceeași firmă, aceeași chestie, portocaliu sau galben. Și stau cu ea două săptămâni și nu prind nimic. Dă-mi o explicație, că asta tot am stat și aseară, ai văzut și... Da, zici că influențează culoarea, dar de multe ori bagi aceeași... Păi da, dacă e alte teorii și dacă o e invers, tot se zice culoarea, că nu vede și că nu vede, distinge altfel, nu distinge sau distinge altfel culoarea de față de virus. Nu, asta e clar, sunt câteva și pe net, câteva studii făcute... Și arată că vede crapul, dar nu vede, evident, nu vede ca noi. Nu mai știu care culoare era cea mai evidentă pentru el, îmi scapă. Oricum vede pe un spectru de alb spre negru, adică pe un spectru altfel decât noi vede. Dar face mici diferențe între culoare. Dar e clar că ceva se întâmplă, vede, nu vede, dar ceva se întâmplă. Adică am probat cu toții chestia asta, nu numai noi, cred că și ceilalți pescari. Da, absolut, da. Adică am prins la ăla galben și la ăla roșu, când i-am dat, n-a rămas sub nicio formă. Dă-mi tot acolo. Da, când pescuiești în concurs, pescuiești în punct fix. Haideți să vă mai zic una tare. Am auzit-o aseară la Adi și după aceea o să trec la câteva comentarii, că deja au apărut trei întrebări interesante. Adi îmi spunea că într-un concurs vecinul pescuia lipit tăbliță, vecinul din stânga ta. Te rog, zi povestea, dar zi-o pe scurt. Tot aici, am pescuit... Bine, standul nu era foarte mare, 135 de metri, cred că are 140. Tăbliță, pancardă din metal, pusă deasupra apei, pur și simplu dădeam lângă ea, câteodată chiar în ea, se auzea bum, bum. El pescuia stânga tăbliță, eu dreapta, la 10-20 de centimetri. Deci centimetri, oameni buni, da? Monturi mici. În sensul că așa, așa se vedea după mal, că o fi fost un metru, nu știu, dar foarte aproape, erau monturi lipite. Uneori după mal. Lui plecau lansetele una după alta. Scotea pește, o arunca, trecea o jumătate de oră, iar îi pleca. Eu am stat și mă uitam la el cum scoate pește de lângă mine. Clar era bila, altceva nu putea să fie. Aceea deci, bilă, da. Peștele clar a avut o preferință în momentul ăla. Da, a avut preferință de bila. La tăbliță, gen, de bă, ce? Nu trec tăblița. Că... Da, dar același lucru spun. Nu vă gândiți că e o bilă proastă. O bilă cu care am câștigat, o bilă cu care am luat capturi.
Am luat adică prins pește o vină care ai încredere. Nu, la voastră nu, ziua aia. În momentul ăla nu. Nu i-a plăcut ea nimeni dacă faceva. Cineva cu tiramisu nu mai plăcea asta. Ce a avut în ea? Ce a Savarina. A venit la cu frișcă și a pus peste, știi, ceva dar de genul. Dar clar influențează. Iar chestia asta câteodată e. Îți dă peste nas cu nu există mai la minuni. Câteodată stai și te gândești da, că și... chiar e o bilă. Cred că s-au întâmplat la mai mulți chestii. Asta stai să te uiți la vecini. Și mega teoria discutată că peștele că mănâncă orice. Mănâncă când e foame și n-are ce să mănânce. Ce îi place. Dar când are de ales... Nu, când are de ales e problema. Că dacă n-a pescuit nimeni pe baltă 3 săptămâni, iar hrana naturală a fost și nu prea, dă un exemplu, și în sfârșit vine un pescar cu cele mai proaste nade și momei, va prinde pește. E un pește flămând, e un animal care e instinctiv să supraviețuiască. Eu am o întrebare pentru tine, că te uiți prea frumos la mine și totuși. Spune-mi și mie, dacă tu, ca pescar, ai fost și prin tu, acum ai început și tu cu concursurile cât de cât și ai început să guști. Când vrei să-ți pescuiști să muzici. Ai vrut să spui ceva că n-am înțeles? Trecem peste. Înțepăturile pentru după live. Da. Zic și mie o singură chestie. Pe o vreme ca asta, pe o vreme îți ninge afară. Da? Okay. Frig. Bun. Ai pune cumva două bile de 20? Da. Eu aș folosi numai 14 și 16 la cârlig. Nu, asta vorbesc. E pentru că aseară am luat brăila pe două bile, bineînțeles. Și ce să zic? Da, aș pune. De ce? Nu te aștept. Și mai ales la talia pești. Pune pentru că ai prins acum pe bilele alea. Că nu, 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 eu tot timpul folosesc bile, două bile. Nu iarna pe 4 grade, nu. Când am fost noi în Delta atunci, tot era frig afară. Tot erau, câte grade aveam la apă? Nu mai știu, parcă erau vreo 11. Da, 11. Da, sunt alte condiții. Alte condiții, nu, dar vreau să spun că pe principiu am mai văzut. Am mai văzut băieți care au prins la două bile. Bă, se poate. Hai să încep două bile. De ce? Pentru că ei aveau fiecare, toți aveau cu tobilă, indiferent, date cu tot felul de soluții și de spray-uri și de așa. Și e de la să fac, să pun și eu tot tobilă, că ei, am trecut pe o variantă, ia mă, două bile mănâncă. Adică, în care a fost logica mea? Eu am avut o logică în asta. Că să dau cu Meltex, dai cu Meltex cu două bile, trei bile, cinci bile lângă, da? Ca să fie lângă acolo. Păi nu mai dau mă cu Meltex, atunci dau cu două bile direct, care rămân lângă cârlig. Acelea lucruri, alea rămân mai departe și astea două rămân lângă cârlig. Eu așa văd problema. Adică ai o mică înădire direct pe birile care sunt pe cârlig. Știi? Da, adică să pui aia atractivitate când vine el vede, a, două bile, mă, păi, două bile, a, ce, băi, o măsuță micuță. Bun, și acum ai... Mă, voastră, dacă ai cumpăr o frunză, s-a terminat. Ăsta e mici sau teorie? Nu, e... practică. Bun. A. Deci, teoria care e? Ea n-a pescuit cu cârlig mic. Nu. Ia la teoria exact. Păi, cu momeală mică la cârlig, pentru că el e pretențios, da, este aparte că absorție slabă, trebuie să fie ușor de 30, care așa este. Și cu selecția și cu ala, deci miturile astea și mai zic o dată. Deci cum e posibil să mă duc pe o baltă unde băieții prindeau pești lângă mine de 10 kg, de la 10 kg în sus. Și eu zic, bag două bile ca să iau și eu de la 12 sau nu știu. Și văd, iau un ciortan de 2 kg. A fost o întâmplare, a trecut pe acolo foame. Mai iau un. Mă, dar mai luam în sensul că aveam dublu drill pe ciortani. Ăștia prindeau la o bilă 10 kg lângă mine, eu prindeam. Mă, n-aveai cum așa ceva. Deci, pur și simplu, zic, ăștia am pești în față. Ăștia mănâncă da, orice. Da, da, da. Ca localizare în fața asta. Dacă m-aș fi orice baltă de ciortăneală, să zic, mamă, bag două bile, bă. Nu vedea vreo trăsătură. Ei, și aici prindeam ciortan, după ciortan nu se rabdă două bile. Și cum ai gândit? Îi scot pe tot și mut în albazin. Ca să nu mai vin înapoi, să poți să scoate, da, să scoți ce credeți, am dat două bile vecinului de stand și a luat și el ciortani pe după standului la două bile. Deci ciortanii le plăceau două bile. Demonta pește mare, mamea lumea, toate astea. Adică ei cu o bile prindeau mare și eu cu două bile prindeam mic. L-am trecut la 24 cu 24, bine, n-am mai avut nicio treabă în momentul ăla. N-ai mai prins nimic, da. Acum o să trec la comentarii, dar vreau să concluzionez un pic, pentru că toate poveștile astea au fost legate de aceeași chestiune. Și aseară, vorbim cu băieții, asta a fost concluzia, m-a pus pe gânduri și anul viitor chiar voi testa, voi fi mai muncitor. Băi, sunt zile
când trebuie să-l gâdim, să-l cauți, să schimbi și nu știi ce, și n-are o logică și n-ai o explicație de ce roșu în loc de galben, de ce boabă flotantă în loc de pop-up, că amândouă ridică cârligul. Amândouă funcționează relativ la fel. Nu? Aromă, nu știu ce, și boilesuri și mai departe. Adică trebuie gâdilat, gâdilat, gâdilat atunci când nu prinzi și nu mănâncă, s-ar putea să găsești o formulă câștigătoare. Că e două bile, că-s două bile capac, că e snowman. Trebuie mai multă muncă, mai multă muncă. Păi, apropo de baltă, scuză-mă un pic de baltă și de ce spune el, bilă ridicată. Am fost cu Cristi la cineva la pescuit, o baltă privată, nu pot să dau numele. Altă chestie care am întâlnit-o și acolo. Îi plăcea să fie cârligul într-o parte. Deci nu ridicat cum se pune cu pop-up-ul, să stea în coadă cârligul, nu un pic mai sus, 2 mm, nu. Cârligul să stea așa. Nu pe fund, nu în picioare. Ceva de genul pe diagonal. Deci dacă ție pop-up-ul ăla îți lua un pic de apă și nu era calitate și nu ți ținea cârligul și se îngreuna și punea așa, nu mai aveai trăsătură. Deci nu poți să-ți dai seama. Mega finețe. Eu cred că asta, fii atent, aș putea avea, nu explicație, practic ridic o minge la fileu acum pentru toți, pentru voi trei. Poate fi modul în care se hrănește influențat de anumiți factori și îți vine de sus, îți mănâncă de sus. Deci el e oblic în apă, se apropie cu gura. Poate să-ți vină paralel cu substratul, burta pe nisip și vine și caută mâncare. Nu-ți mai trage de sus hrana, ți-o trage de aici. Poate să vină, nu știu, de invers, dacă o ridici prea mult, poate să vină să-ți mănânce doar de jos în sus. Și atunci momentul ar fi bine să fie sus. De un crab și noi dacă am ști cum se hrănește, ai ști cum să pui cârligul, cum să pui tu. Vorbim de un crab de 5-6 kg, că nu erau mai mari, 4-5-6 kg, care are totuși o gură de 2-3-4-5 cm. Crezi că contează un milimetru, doi? Nu știu, de-aia zic o ridic la fileu. Păi, un cârlig de 8 care cât e? Mic. Da. Adică o înclinație de să stea el un pic jumătate înclinat contează pentru, nu știu, pentru el a contat. Eu gândesc așa că popa pola sau de popa vorbim, nu? Popa, popa flotantă, ce prindeam, nu contează. Da. Nu contează, trebuie să tu îl ridici la un anumit nivel față de substrat. Corect? Da. Că e cârligul înclinat sau așa, nu știu cât ar putea influența asta, de ce, mamă, e cârligul clinat, mă, noi așa, s-a văzut că îmi plăcă, dar vezi că ce, mă grănesc foarte tare cu cârlige clinate. Poate să țină de substrat, vorba ta, poate aveai crenguțe, frunzulițe sau doar mulci, că era mai sus, pentru că poate pe substratul ăla era și niște hrană naturală, dau un exemplu. Păi și de exemplu, dacă absorbea prea de sus, nu mai trăgea și hrana aia naturală. Dar da, aproape de jos o trăgea și pe aia și lua și popa pe și nu știu ce. Adică, ca să mă exprim altfel, absorpția nu mai făcea. Deci, ăsta e substratul. Aia sunt mâna, asta e substratul, da? Tu vii și te ridici atât. El nu trage de aici, dar trăgea de aici. Deci îți venea cu botul aproape, dar nu făcea. Făcea doar când ajunge aici, pentru că pe el îl interesa ceva de pe fund. Și de aici nu se trăgea și cei pe fund, dar de aici de aproape. Și atunci ți-o luat când era și momeala ta mai jos. Dacă eu lăsam pe fund de tot, de ce nu l-am, că trăgea după fund. Corect, ai dreptate. Nu știu. Am gândit și eu, am încercat să dau explic. Discutăm. Da, ai dreptate, dar ar trebui să și cu ședință. Astăzi muncăm la 1,2 cm deasupra sărului. Hai să citesc repede trei comentarii. În primul rând vă salutăm și noi pe toți, avem privitori și din Londra și Franța, Robert oficial, vă salutăm pe toți. Bun. Alex Ciornea, ca de obicei la datorie, îți mulțumim, salut, Alex. Te salutăm, Alex, o donație, vă salut, mulțumesc mult de tot. Trage ceva, Robert Rădu, cu prima întrebare simpluță. Trage pe măsura temperaturii de afară. Am avut ninsoare, am avut practic 2 pești în 2 zile. 6 grade apa. Apa 7-6 grade, dar aseara viscolit, a bătut vântul, a nins, la suprafață aproape că dă să se închege, așa, e groasă apa. La fund nu, dar vă dați seama că ce condiții. Da, vă dați seama ce condiții sunt. Bun, dați așa să găsesc o întrebare. Marcat Fishing întreabă, e vreo diferență de savoare între pop-up și bilă normală de aceeași aromă? Același producător, tot? Da, normal, în primul rând. Prin pop-up, mecanică, da? Nu mai spuneți voi că sunt producător. Asta mă gândesc, că zice gust compoziție. Sau compoziție. În primul rând, un boiles are altceva în compoziție, iar un pop apare decât un mix și aromă. Da. Că îi mai pune cineva sau vrea să-l facă pentru el și mai pune un lichid nutritiv, deci, probabil, nu știu, poate se poate, dar e total diferit.
Nu are nicio. Deci e vorba de cum lucrează ingredientele din boilers dau în apă, nu? Că asta e ideea, ceva mai mult, chimic, ceva chimic, toate ingredientele care... alea îi spun ceva peștelui, probabil. Da, nu, sigur îi spun ceva peștelui, dar vreau să zic că da, să spun, una e să-l atragă doar aroma, alta e să-l atragă și, nu știu, potențiala parte nutritivă a bilei pe care pop-up-ul nu are. Nu știu cum să înțelegi ce vreau să zic. Asta adică una e să fie doar mirosul de căpșună, alta e să fie mirosul de căpșună cu o cereală, un ulei sau știu eu ce mai are acolo. Că pop-up-ul nu are și lucrurile alea. Robin Red, GLM, Rahat. Care are cât un skill. Pop-up-ul e pe termen scurt, pop-up-ul are o prezentare mai bună fiind mai sus, altă vizibilitate foarte mare, altă atracție și frotabilitate, că e foarte ușor și foarte ușor de aprins și la nearomate foarte bine. Aroma poate să fie ultima, pe când aici bila e foarte importantă, mă rog, contextul, norul care îl creează să-l atragă pe pește să mănânce, nu doar, poate nici nu o vede, știi, nu știu. Da, adevărat, la ce culoare au unele bile, nici nu mi-aș imagina că sunt văzute, deci totul e doar de ce dau ele în apă, adică ce se întâmplă de acolo. Nicolae ne întreabă care este diferența de costuri între o bilă făcută de băieți și una cumpărată din magazin, adică rentează munca depusă? În mare nu rentează, sunt mici diferențele pentru că noi, nefiind producători, nu cumpărăm ingrediente la preț de producător, care sunt cu ceva bănuți în minus. Da. Dar ca și confort psihic este foarte mare. Okay. Bine. E bila, știi că ai pus ce ai pus în ea, știi că ți-a mers, iar faptul că ai prins peștele ăla la bila ta e foarte important. Dăm în urmă anul cât am cheltuit noi. Nu te-a pus nimeni să încerci bani. Dacă vrei să-ți faci câți bani am cheltuit noi? Să te gândești de câte ori pescuiești, frecvența pescuitului în sine. Câte boile tu folosești, că e mai din concurs. Da, 10 partide de catch and release și 5 de, nu știu, de Dunăre, știu eu. E o chestie, psihică. Și atunci, psihică, da, dar nu poți să duci de două ori la pește și de două ori să-ți bile. Și să-ți faci bile. Adică nu că poți, bineînțeles că poți, dar nu sigur nu rentează. Nu rentează. Îți trebuie echipament, îți trebuie ingrediente bune. Echipamentul, să-ți cumperi un pistol, un malaxor, mesele, să-ți cumperi un compresor. Numai cât testezi bila, adică trebuie să te duci să o testezi până e cea mai eficientă, adică trebuie să faci multe partide să vezi cât de bună e. Aș mai face o completare scurtă în ideea în care ce a zis voi, că ai mare încredere, ăsta e mare lucru. Odată, pentru că voi mergeți în concursuri și nu vorbim doar de plăcere, deci e important să ai încredere. Doi la mână, atunci când cumperi de la altcineva sau chiar și producători consacrați, ce ai vrut să-și prin încredere? Tu nu ai încrederea că și a doua oară, și a patra oară, și a șaptea oară când cumperi, bila e perfect identică ca prima oară. Pe când atunci când o faci tu ca rețetă, ești sigur că e perfect identică ca prima oară. Pleci altfel de acasă, cu altă încredere, când știi că bila e aceeași, pentru că tu o faci, tu o creezi. Garantat pleci altfel de acasă. Și dacă nu câștigi în concursul ăla, că nu numai un concurs nu ține numai de o bilă, atât. Da. Multe chestii. Cam câte ingrediente intră la o bilă așa? Păi depinde, sunt bile cu 10, 15 ingrediente. Nu așa în medie, 15 ingrediente zi. Ca idee. În medie, în mare ai o făină de pește sau două sau trei sau patru, depinde câte vrei să pui. Un fel vorbesc, sau patru feluri. Ai o proteină lactică sau 2, 3, 4, când sunt unii care pun VPC, pun lapte praf, pun sunt multe. Renet, casionat, sunt mai multe derivate din lapte. Adică e foarte complex. Ca să-i schimbe, să-i facă profilul de aminoacizi diferit. Pui cereale. Tot timpul ce e o bilă? Păi da, complex, dar arume cum mă mănâncă. Pui cereale, pui cele opt, pui mega blend, pui griș, pui făină de soia. Mai e și rotundă pe deasupra. Sau poți să pui din griș, e foarte simplu. Sau decât CLO, sau decât nectar blend, sau decât... Sunt bile care au mai nectar blend, să zic, CLO și samurin. Și unde vreau să ajung? Că, de exemplu, voi ați găsit o rețetă bună, ai ingredientele luate de la anumiți producători și dintr-o dată un producător nu mai vinde ingredientul ăla care era de succes pentru voi. E o mare problemă. S-a schimbat? E o mare problemă. Total. O iei de la capăt. Adică dai în urmă cu 10 ani și ajungi tot. Ce se întâmplă? Nu mai același ingrediente. Unul, dacă îl schimbi în bila aia, eu spun din experiență, nu vorbesc din
ce am auzit de la unii, de la alții. Vorbesc foarte din experiența noastră. Nu s-a mai găsit ceva pe piață, n-a mai făcut, nu știu, producătorul X, n-a mai făcut făina de pește, LT90, dau un exemplu. Și am luat din altă parte. Bila s-a schimbat. Nu, exemplu, scuză-mă. Crilul de la, pot să dau, da, normal, Crilul de la Sticky Baits nu se mai face, a apărut un alt cril care, nu, părerea mea, nu mai e la fel. Nu mai e același lucru. Contează foarte. Da, eu întreb în ideea că știu că acum în general este într-adevăr e cloud din cril, dar nu mai e același lucru. Să prindă problema asta că nu se mai găsesc același ingredient. Un singur ingredient când am scos, l-am schimbat, nu l-am scos. L-am schimbat, am locuit cu altă firmă. Asta e, nu s-a mai găsit. A dat faliment, eu știu, nu știu ce s-a întâmplat. Bila s-a schimbat total. S-a schimbat total. Adică ca și comportament în apă, nu? Exact, ca și comportament în apă. Nu spun că n-a mers deloc și că nu mai era. Dar nu mai era ce trebuie, așa, să te ridice, să te ducă pe podium, adică o bilă te poate și încrederea care exact, de psihic, psihic te termină. Da. O bilă te poate duce și pe podium. Te poate și duce pe podium, asta vreau să zic. Poate te și poate în Europa. De cele mai multe ori. Bun. Salutăm și băieții care ne privesc la Dunăre, sunt câțiva. Vă urăm fire întinse și vă admirăm pentru curaj, că Dunărea e grea în perioada asta. Sper că aveți barcă și sonar, că altfel cred că stați degeaba mai mult la grătar. Și băieții sunt pe strand de Dunăre. Da, bine, da, și mai nou și eu. Mai nou și tu. Deja vechi. Radu Antonio, salutare, în primăvară ne vedem la concurs pe Măgura Nouă. Întrebare, dacă sacul de păstrare 80-110 este ok sau trebuie mai mare? Radu, este ok. Îți mulțumesc că vii la concurs și ți-am citit comentariul tocmai că vreau să profit și să vă reamintesc tuturor că vor fi două concursuri la care eu și Adi vom participa. Și acum, seara, am aflat că cel puțin la Cupa Baltacu ediția 2 de pe Lacul Săpunari vor veni și băieții. Ei speră să vină în echipă separată să participe, să se bată cu noi. Dar dacă nu vor reuși, să vă batem. Dar dacă nu vor reuși, poate ni se alătură nouă în echipă, pentru că echipele sunt de 3 persoane acolo pe Săpunari. Iar la începutul, la sfârșitul lunii mai, Cupa Prieteniei pe Măgura Nouă, unde de asemenea eu și cu Adi vom participa. Vă aștept pe toți acolo, ne cunoaștem, socializăm, va fi chiar frumos. Bun. Băieții din comentarii încă discută de cum vede crapul și mai departe. Sunt mai multe păreri aici. Întotdeauna vor fi. Da. Vreau să văd dacă mai găsim rapid cineva, dacă mai găsim rapid ceva interesant. Nu uitați să dați un like, într-adevăr ne ajută, va fi video recomandat mai multor persoane de pe YouTube. Vis-a-vis de cum îi prezinți tu căligul, indiferent de ce și cum intervin curenții din apă, ceea ce faci tu în laborator acasă și în capul tău, de multe ori nu e așa. Da, este și asta o chestiune, adică una e ce încerci acasă, alta e. Păi numai dacă pui bila pur și simplu să vezi cum lucrează în apă. Și e o bilă și vrei să vii când vezi cât de solubilă e. Și o pui acasă într-o apă, o să faci o plată de nu știu de. Aici și spus, intervin curenții, păi, apă, intervin peșteșorii. Nu, dar din simplu, chiar dacă nu, dar poți să iei aceeași bilă, ce vreau să spun. O pui îngăleată apa când ai ajuns la baltă, o pui apa îngăleată și pui bilă aia la fel cum ai pus acasă în apă plată. Hai să vezi ce diferență totală este. Pleci cu ideile tale de acasă. Și vii cu ale lui. Ceva. Uite, Marcat Fishing întreabă o chestie interesantă. Diferență între bilele de competiție și bila economică. Acum eu la bila economică aș spune că se referă la un fish meal ieftin. Că dacă comparăm cu un barfood, care e economică clar, vorbim de complet altceva. Barfood e binevenit chiar și într-un concurs ca parte a strategiei, nu ca bilă câștigătoare. Corect? Că asta vorbeam. Ca parte din strategie poți să-l ai în arsenal. E o bilă bună de început și în concursul. Da, deci putem să o avem în arsenal și dacă vrei, da, vorbim de cantitate. Dar hai să comparăm, cum întreabă omul, bilă economică versus bilă de competiție. Eu mă gândesc că la bilă economică te raportezi la un preț de, că găsești fișnicuri la unii producători de 25 de lei pe kil. Eu cred că s-a referit la bărfuri direct, de bilă economică, gen de carton. Nu știu, hai să ne lămurești, dar până atunci noi alegem să vorbim despre una din astea. Care este diferența sau cât contează să mă duc cu un fish meal de 25 de lei și veniți voi cu un fish meal de 50 de lei pe kil, vorbim. E posibil ca tu într-o partidă de, să vorbim de
72 de ore, tu în primele 24-30 de ore să prinzi, să rupi. Sau da? Să prinzi 10 pești. Sau, da? Și noi, fiind o bilă grea, să avem o plecare grea. Păi nu, 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 stai, tu referi cu bărfot, tu compar cu bărfot. Nu, 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 fișmilor, de aia zic, așa e o comparație corectă. Și de ce, cu de ce rafia aia n-ar fi grea? În ce sens grea? Grea de multă ingrediente în ea sau în ce sens grea? Să fii convins că bila de 50 de lei, de 50 de lei are mai multe ingrediente în ea și asta și mai de calitate. Adică nu e atât de puternică ca și de ce dă bila la 25 de lei. În primul rând trebuie să scoți tot ce înseamnă cost într-o bilă ca să o faci ieftină. Asta înseamnă scos predigerata, că e mai scumpă, scos robiredul, că e scump, nu mai pui VPC, că e scump, pui lamlac și ai schimbat-o. O faci mai ieftină, dar și calitativ e mai proastă. Bine, da, probabil asta e și asta relativ interesantă. De exemplu, ajungi la un nivel de faci bila ta foarte competitivă și ai un cost de piață de 50 de lei kilogramul, da? Și mai bagi în bila aia, o faci de 70, mai pui. S-ar putea să fie așa, mai proastă. Și să fie mai proastă. E, deja aceasta e economica eficientă. Eficiența, de fapt, eficiența succesului rețetei. Da, da. Eficiența bilei nu o faci, o face fiecare. Exact ce a zis Adi, vă întrerup. Exact ce a zis Adi, Decathlon economic 3,5 euro pe kilogram versus 11 euro la magazinul de pescuit. Corect. Și am răspuns eu adineauri, Cătălin. Sunt concursuri care s-au câștigat cu Decathlon, dar ea, ce se întâmplă? Cea de Decathlon e ok ca bilă, nu am nimic contra. Va rezista 24-30, eu vă zic, într-un concurs unde e o presiune. Da, în 24-30 de ore se taie și nu mai se riscă. S-a tăiat și nu mai ai ce face. Da, ei, aici cu tăiatul, știi că să înțeleg oameni ce înseamnă a se tăia. Bila, adică de ce? Tăia. În sensul de că peștele nu-i mai place, asta da. Nu-i mai place. E adică, ca și cum ți ar da unul când ți-e foame, rău îți dă o pâine. O mănânci? O mănânci, da, dar ți-e foame, mai mănânci una, da, dar dacă vine și ți aduce o ceafă la grătar cu cartofiori prăjiți, îți mai pune și un cârnat, ce faci? Și spune și pâine lângă. Păi dacă tu ai mâncat trei pâine înainte, nu te mai... Păi nu, că n-ai apucat să te saturi. Ah, aia da, te bagi la frigider. Normal, direct. Nu? Eu unul așa. Și faci lângă pâine, mai mănânci și pâinea aia când ești cu burta așa de... Nu, normal. Că... Exact asta se întâmplă și pâine. Da, dar totuși... Încă nu ești lămurit. Nu sunt lămurit pentru că poate bila ieftină, fiind, mi se pare mai rapidă, mult mai rapidă. Adică uite, tu îi pui atracție, bila mai... Are o atracție. Da? Are atracție care... Mult mai rapidă decât mai cea pe rapidă, care o... Adică o, în sensul că ai aruncat-o și în 20 de minute ea se activează. Începe să aibă atractivitate către pești. Să zicem, către între ghimele, se descompune. Se descompune. Bun, în fel de solubil. Dar noi solubil... Explicația mea este că el este un animal. Și ca orice animal care are creierul cât mazărea, are niște funcții pe care așa le are întipărite în genetica lui, în ADN-ul lui. El caută hrana aia pe care tu i-o dai ceva. De ce mănâncă bird food primăvara mai mult sau iarna decât fish meal? Pentru că el știe că fish meal ăla știe, n-are cum, are un creier atât. O, instinctiv, genetic. El știe că fish meal ăla lui face rău. Și mecanic. El știe chestia asta și nu ți-o mănâncă, îți mănâncă bărfutul, că știe, el o simte, o percepe, chimica aia este. Adică bărfutul ce este trebuie. O bilă exclusiv cerealieră, în general. Corect, și ușoară. Dacă el are carență de vitamină, are carență de greutate, de grăsime, de... el nu o să-ți mănânce bărfutul, ce să facă cu el? Îți caută o bilă care pe el să-l ajute, să pune energie, să pune grăsime pe el. Și normal că tu dacă îi dai proteină, de ce mănâncă melci și nu mănâncă porumb? Mănâncă melci, că ia ce trebuie pentru el. Aia da, caută. Exact. Scoici, scoici da. Alea. Da. El face diferența asta. Noi nu. Noi da. Eu. Da? Proteină? Noi da, gândim așa, ca niște oameni. Noi pescuim ca oameni. Ca oameni. Noi gândim ca niște oameni. Ah, ce bilă. Cum miroase bila asta. Fai, cum să descompune. Acum, apropo de mâncat iarna și de fișmilor. Noi, eu Cătălin, tot timpul puneam problema că fișmilor. Mulți pescari de-a lungul timpului au spus, mamă, păi iarna fiși, cum să dai bird food iarna? Că el trebuie să aibă proteină multă, să intre în iarnă. Dar nu să mai hrănește. Adică nu vorbesc de iarnă, scuze, de toamnă, perioada când înainte să hibernezi. În momentul ăsta, tu acum nu poți să-l mai hrănești. Și el nu mai pune pe el. Nu acum, ziceam, chiar el e deja început la iernat. El și-a luat. Că mănâncă mulți fiși. Eu am văzut că mănâncă tot prioritar este bird food-ul. Probabil pe ideea în care un fish meal se activează mult mai greu cu cât e apa mai rece,
Nu? Nu, aici am o completare de făcut. Nu, nu simt exact și simt și tu că mănâncă barfut, că nu se verifică această teorie cu săpagi în el, îi trebuie proteine și nu știu ce, așa simt, dar nu trebuie privită simplist. Noi mergem, cel puțin noi doi, mergem des pe carpodrom, care înseamnă populație mare de pește mare, care peștele mare mănâncă mult. Zicea de aseară că un pește mănâncă până la 60% din greutatea lui la o singură masă. Nu pe zi, la o singură masă. Zic, eu spun că adică poate și de două ori să mănânce. La masa cantitatea aia care e pe 3 mai. Stai un pic. Pe 30 februarie. Nu, nu, e că găsești în cărți asta, în cărți de biologie. Mănâncă el atunci. Are apa, temperatura. Ce vreau să zic este că noi când mergem pe genul ăsta de lacuri, așa, eu nu cred că există la cât poate să mănânce un crab, mai ales în perioada de mâncare, de acumulare, cum spui tu, eu nu cred că poate să fie atât de multă mâncare, decât dacă poate e ajutat de administrație. Și atunci eu cred că nu e nicio diferență, mai ales la plăcere. De ce? Mănâncă ce prinde. E mult pește, e mare peștele, se mănâncă mult. Toți pescarii, vorba ta, costă kilul de fishmeal. Nu-ți vine să arunci în apă nu știu cât. Toată lumea moderat, la cobriță, 3-4. Și mai vii și tu cu bărful, dai mai mult. E destul pește încât să mănânce tot. Și ai și tu rezultate, are și la rezultate, are și la rezultate. Asta este un lucru de care trebuie să ținem cont de această teorie, părerea. Asta e părerea. De aia mănâncă în perioada aia de acumulare și așa ceva. Că nu e destul mâncare. Dar de preferat între cele două, s-ar putea să-ți prefere, exact cum zicea și Adi, partea care și oferă ceva acumulare, adică proteină, grăsim și ce mai găsești acolo în fish meal și nu în barfood, știi? Sau în regim de concurs, mai rău, știi? Nu știu, eu anul ăsta, de exemplu, am pescuit pe foarte multe bărți de la începutul anului și până acum. Eu nu am prins niciodată anul ăsta, vorbesc, să mănânce peștele așa, să mănânce bamă, pe rup. Cu excepția de că asta a fost... Nu spun an mai slab, deci, cam peste tot. Și anul trecut, da, am fi așa. Și... Da, e și de la pescar, asta e clar, să știe, da. Dar... Vrei să nu mai fii dezamăgit de chestia asta? Nu, nu vreau să fiu dezamăgit, nu. Nu de am fac o statistică, nu mai făcea da, cât de prost am prins eu. Mă uitam și în stânga dreapta mea, că mai erau și alții mai slab. Sau, mă rog, la fel de tot. Dar nici nu mai sunt. Bă, unde este ziua aia? Așa gândeam eu, zic, bă, unde e ziua aia unde mănâncă ăsta 60 de chile? Da, adică la asta mă referă. Adi. Deci această informație m-am lovit și eu de ea, dar uitați-mi procentul 60, uitați-mi cifra, m-am lovit și eu de ea, e înscris în cărți de, dacă știu, te duci și faci facultatea de inginer piscicol, o să înveți lucrul ăsta despre crab ca un fapt științific. De atunci și bine, până, și poate, nu știu în ce condiții, la fi de genul el ar putea piscicultură. El poate să ajungă da, să mănânce. Exact, așa și ea. Adică, exact, poate să. Nu că tot dar nu poate avea de să mănânce 60%. Aia e, crește. Când te duci tu, da. Dar nu, dar ăla te așteaptă cu tine două săptămâni nemâncat. A venit să-mi dea să mănânci. Într-un an de zile nu l-a prins deloc pe foame. Nu e că mergi pe bărți care sunt pescuite des. Vreți să faci contract cu ei. Bărți populare. Nu știu, eu am senzația că unde ne ducem. Ei, ăștia să pescui. Trebuie să fac o statistică, sunt 3%. Stai hrănit pe ce? Scuză-mă, de ce ai zis? Că tot anul pe unde am fost eu, mai puțin în Delta. Așa ai zis. Da. De ce mai puțin în Delta? Ai prins ca și cum ar mânca. Păi de ce? Pentru că sălbatic nu e mâncare, nu e alea, e cum a zis Adi, ca și cum tu vii după două săptămâni de flămânzeală și i-ai dat. E un sfârșit de mâncare. Care... Deci pentru că nu îi dă nimeni să mănânce pe Dunăre. Trebuie să muncească. Vis-a-vis de ce ai zis tu? Că peștele hrăniți și nu mănâncă, da? Este o postare al Mircea Gheran, ce a pățit la Cenușar. El povestește din concurs, știe toată lumea. Înainte de concurs au venit oamenii de pe câmp, au trerat grâul. Cu grâul. A luat-o tractorul unde face după câmp pe diga acolo. Mai în scurt s-a răsturnat remorca aia toată cu grâu la standul 01. La intrare. La Cenușarul. Tot grâu în apă. N-a avut ce să mai facă. Au plecat. A început concursul joi. Mircea Gheran a căzut acolo pe grâu. A dat pe grâu și a câștigat concursul. Acum spune-mi și mie. Avea peștele la ce să mănânce acolo? Și de ce a prins el pește acolo? Păi, era deja la masă, era lângă bucătărie. Păi da, așa. Și din tona aia de grâu îi găsea exact bilele lui care dădea el cu ele, nu? Da, acolo a fost grâu și el a servit niște
bine. Era prăjitură. Dar contează prăjitura. Era o tonă de grâu, îți dai seama. Păi da, contează prăjitura, apropo de vârful, cum ai mai devreme. Deci e o dovadă. Cu 60% am senzația că ăștia a fost niște pirania pe grâul ăla. Mamă, erau acolo grâu, mamă, l-au terminat pe prima dată. Sunt o groază de anomalii. Sunt o groază de anomalii. Adică te gândești, bă, nene, e o tonă de grâu în apa aia. N-ar trebui să mai fie picior de pește acolo, care să mănânce și fie o bilă. Sau toți peștii s-au săturat. O bilă, da, într-o tonă de grâu. Da? Da, dar din aia poate era unii care nu mai plăceau grâu. Mănânc eu, mănânc pe fi. Atunci ți-ai dat răspuns de ce îi place bila lui vecinul și tu stai și te uiți. Pentru că tu ai grâu și el are ceva. Ce-a avut gheran. Da. Ce-o fi dat el. Andrei Alexandru ne întreabă... Snowman bilă cu pop-up sau snowman bile split, critic echilibrate, bănuiesc că half-half o să referă, nu? Okay. Mecanica ar trebui să fie asemănătoare. Ce părere aveți voi? Adică eu n-am folosit foarte mult half-half-ul ăsta. Știu că sunt rezultate, o să mi le iau și în Arsenal. Sunt câțiva producători, vreo doi știu eu. Și snowman doar la nevoie, niciodată și cu snowmanul ăsta, doar pentru... excesul ăla de culoare, de atracție, nu? Că vii cu pop-up. Nu poate să referă la două bile tăiate, lipite. Exact, no, ce am povestit noi aseară. Nu. Scrie bilă cu pop-up sau snowman bile split. Bilă split, bile asta split. Înseamnă. Păi nu, snowman bilă split, probabil două bile tăiate și lipite ca un cum ai pune pop-up. Nu. Mai citesc o dată. Snowman bilă cu pop-up sau snowman bile split? Deci... asta e ideea. Pui bilă întreagă cu pop-up întreg sau bilă split? Dar bilă split sunt alea care sunt jumate pop-up, jumate pop-up tăiat, jumate bilă tăiată. Înțelegi? Nu snowman întregi. Asta încercai să zic. Da. Și devine atunci un fel de critică. Bun, hai să vă spun eu o altă chestie. Mi se pare o finețe care nu poate să aibă un răspuns clar, hai să o lămurim, dar merită încercată. Ei, și pe aia și pe aia ca să vedem rezultate. Auzi? Hai să zicem de chestia asta cu jumătate bilă de căpșună și jumătate bilă de, nu știu, usturoi, poftim. Noi avem două bile, da? Cu care mergem noi, da? Ni s-a terminat capătul de pistol și a mai rămas acolo un pic de squid, okay. Da? Și am băgat peste squidul ăla frankfurter. Și am dat, mă rog, e compresor, în fine, și au și cârnații, dar am mai adunat și ceva. Am mai adunat și de acolo ceva din ce mai rămăsese pe pistol. Și arătau, vorbeam noi de culorile alea ce spunea Cătălin aseară. Și arăta bila roșiatică un sfert și cam neagră restul. Adică ceva ce mă coste. Dă-le mă să bagă-le la aia. Și am băgat la cârlig. Și am avut mai multe rezultate. Da, să ne înțelegem, erau cele două bile ale noastre, da, pe care le-am folosit în concursul ăla. Bine, și luam și la aia și la aia. Și am unit. Tu vorbești de sandwich de bile. Hai să zicem da. Sunt ale noastre. Da, oamenii ascultă. Trebuie să schimbe la setele. Hai că dacă era stație era frumos. Era deja pe nesărite. Da. Nu oprește-și pe altul, că vorbesc o să cânte și celălalt sau cântai pe amândoi. Intră pe toate. Bun. Fii atent cât de asta vreau să zic, că el se referă la snowman, adică gen sandwich-ul plutitor, că despre plutitor e vorba aici, că da, și half-half ăsta e tot plutitor. Sau aceeași compoziție comprimată într-un pateu. Half-half-ul care devine critic echilibrat și bila critic echilibrată nu e un mix, da, de e mai fiind, plută exact. De pop-up cu boiles. Cu... finețe, de fapt, finețe. Asta înseamnă, mai fină. Mai fină, mai ușor de absorbit. Mai ușor de absorbită. Da. Îi dai și aromă și să dea și din ea. Și, adică ce face o bilă? Ce face domnule, ne mai buzim mult cu... Am terminat. Scuze. Ce părere aveți despre bilele comune? Ne ajută pe noi foarte mult. Vă, de-aia, rupeți, vă prindeți de rupeți. Nu ne-au ajutat, dar ne ajută în concursuri. Sunt timere pentru
la cât timp schimbă lansetele și le pun și sună în momentul în care au trecut două ore sau ceva în genul fiecare ăsta. Să nu te ia somnul, să nu... timer-ul. Da, fiecare lansetă cu timer-ul ei. Da. Interesant, dacă sunteți oameni de concurs, aveți multe de învățat de la băieți. Complexitatea ați folosit, aveți păreri pe scurt așa că ne dea Marius Dumitru, de ce părere avem despre bile complexe pentru bolțile din România versus producători locali? Nu mai folosim bile cumpărate de 6-7 ani. Ați pierdut cumva contactul? Am pierdut contactul. Am auzit că sunt bune, am auzit că își fac treaba, le-a prezentat Vlad Pavlovici, am impresia. Normal, da. Și a prezentat bine. Normal, își prezintă marfa. Nu de asta, zic, dar nu știu. Nu știu, nu, eu nu știu. Eu am folosit complex de ramă, dar mi-a făcea foarte mult. Pentru că vedeam, de altfel și eu, filmele lui Pavlovici și nu știu dacă am prins cine știe ce pește pe, dar la un moment dat am renunțat. Pentru că nu aveam frecvență. Prindeai un pește rar când vecinii de stand prindeau des și de genul plantat, adică pe genul l-a plantat și... Adică un pic mai punctochit. Puneam Decathlon, o la imediat. Puneam, știu, o altă bilă de la cineva, o la imediat. Puneam complexe, uitam la seta. Adică, la un moment dat am renunțat la complexe. Nu că n-ar fi bună, dar nu se preta pentru bolțile noastre. Bolțile noastre sunt învățate cu altă compoziție, să zic așa. Da, practic răspunsul și asta vreau și să zic și voi puteți confirma că vă faceți propriile bile. Și anumite bile se potrivesc foarte bine cu anumite bălți. Și aici intervin foarte multe și nu vreau să intru în discuția asta. Deci sunt anumite bile care merg de minune tip de apă, pe un tip de substrat, cu pH-uri, cu nebunii. Exact. Poți să te informezi când te duci pe baltă cam ce bile mănâncă mai bine pe balta aia. Chiar dacă nu ai succes prima dată, doar vezi că ceilalți folosesc mai mult anumite bile. Și poți găsi bălți unde va merge complexeu foarte bine și bălți unde un producător local va rupe în două. Deci că tu ai întrebat prin comparație. El a întrebat prin asta, e așa întrebarea. Complex T, nu știu ce, producători consacrați versus producători locali. În funcție de baltă s-ar putea ca producător local să iasă foarte bine în față. Și da, uite pe Varlam unde învățat să știe că Varlam lazuri și prinde cu complexe foarte. Da, bine că Omar au rupt pe curbul, Vali Bonto s-a zvonit că e pe lazuri, deci discuții generale care trebuie să sunt generale astea. Bine, acum mai e și o problemă. Contează și densitatea pe care se pescuiește. Când sunt 90% pescari care folosesc o bilă, normal că merge aia. Că se da, merge, corect. A, că te duci și încerci tu să rupi, rupi linia asta, dai cu ceva anume, că zici, mamă, mai bine, mă. Posibil să prindu ceva, îi dai la pește, mamă, de când am mai mâncat o prăjitură, ne-am săturat, era o glumă. Uite, un răspuns de la... Aceeași, dar mai vrei și noi cu krill. Un răspuns de la GeoGelu, probabil pentru discuția cu grâu și s-ar putea să aibă dreptate, poți să-l găsești într-o frenezie de hrănire. Deci când se bulucește pe mâncare, peștele ia ce apucă, nu mai alege. Da, dar o tonă de grâu care a curs într-un fel, da? Și peștele lua de aici, de jos. Și dacă tu lansai fix pe buză, lua grâu, lua bilă, lua grâu, lua bilă. Ca o continuu, tu îl trăgeai ca unul afară. E vorba de săptămână. A două săptămână. Bine, și de săptămână, dacă era grâu acolo. Deci nu e vorba că a căzut azi și a venit. Acum am înțeles. De asta spuneai tu că era putea fi sătul, cum îți explici că mai era acolo. Acum are logică. Adică blocul ăla a căzut grâu ăla. Nu, săptămână putea să... E live-ul lui. Săptămâna aia să nu fi mâncat nici măcar o găleată. Da, măcar o găleată, de seama, cu remorcă. Da. Și după aia să vii să preferi bila. Adică nu mi s-a întâmplat să supranădim un loc. Din grâu tău de acolo. Nu s-a întâmplat să supranădim un loc. În ideea că am avut trăsături, am plecat cu nădire grea. Uite, cu năditul... Deci supranădire poate... Am plecat cu nădire grea, am mers bine, am nădit seara, că am zis că așa este și am mers, am discutat. Asta a fost soluția. Era o soluție sigură. Și am nădit și s-a terminat. S-a terminat tot. A plecat, sau a fost soluție în care, timp de 30 de ore, am nădit militărește, adică am plecat de acasă cu militărește. Cum facem? Dimineața la ora 6, 3 kg, seara la ora 18, 2 kg. În cursul zilei, după fiecare pește, îi dăm un buzunar de bile și așa mai departe. Am făcut chestia asta timp de 30 ceva de ore și noi nu am avut, n-am prins pește. Poate unul, doi, nu mai știu. Și ne-am trezit undeva la jumătatea concursului, pește după pește. Luam pește după pește. Adică a intrat, și ne-a fost... a intrat. Da, a intrat
și ne-a fost frică să mai nădim, că am zis, Doamne, am nădit atâtea zile, s-au stâns, s-au vărsat remorca cu boilesuri acolo. Da. Da, ca să facem o paranteză la așa. Și zic, hai să nu nădim, că facem supranădire. Și, din cobra, din nuțe, și mi s-a întâmplat că am luat cât am luat pește și după aia din toată s-a tăiat. A plecat, ăla mâncase tot. După ce te n-am mai avut, mai stăteai la buzunarul tău? Nu mai stătea la buzunarul tău. Și uite, poți să pierzi și chestia asta, adică și supranădire, dar și puțin nădire. Da. Cristi Tănase ridică o problemă interesantă. Nu, eu nu sunt de acord neapărat cu ea, dar să o discutăm, pentru că e măcar interesant. Pe scurt, eu cred că aromele sau tipul de boiles e egal cu zero. Crapul se așează la masă după aspect, nu după gust. Ăsta e primul criteriu. Și aduce un argument cu care eu sunt de acord. Se așează la masă după ce anume? După aspect, după aspectul momelii. De aceea, de exemplu, un popa va fi mereu favorit. Că zice mai jos, că pentru că în orice apă pui o bilă, indiferent de tipul ei și un pop-up, mereu crapul o să ia acel pop-up întâi. Greșit. Și de aici aș... Da, și din punctul meu de vedere greșit, dar hai să explicăm un pic. Părerea noastră, greșit. Odată că experiența nouă ne-a arătat că nu e adevărat, la noi am avut și Roni, tu... Nu știu, eu cu tine mereu am pezut pe Roni Verfum. Care fac diferența ca și culoare. Dar vorbește de bilă, unde ai aceeași culoare. Ai cuscuit cu prună, ai frankfurter, ai... Știu eu, da, el vorbește de aspect, da, de asta zic de pop-up. Da, că sunt apropiat, doar la pop-up se referă? Nu, el mizează că pop-up-ul clar e o prezentare mult mai bună în apă decât orice bilă ai pune tu, indiferent de aromă. Culoarea poate influența, dar nu doar culoarea. Nici nu vezi trăsătură la pop-up. Asta e ideea, asta vreau și eu să zic. Contrazice teoria lui Costa. Noi am cătuit foarte mult pătăiu, că suntem vorba aia, dai casei, da? Balta asta eu nu mi-aduc aminte vreodată să fi prins noi pe popa. Și are și zone cu nămol, zone și tari și cu nămol. Și ar fi trebuit acolo în zona cu nămol totuși să se... Probabil că s-a mai prins un pește aici, acolo, dar da. Nu să mergi toate patru cu popa, prins de rup cu popa, ai schimbat popa, de nu ce? Mai prins. Nu există. Da, pop-up-ul este o momeală de intercepție. Dacă nu are o prezentare unde să-l țină pe pește și să-l atragă, e zero pop-up-ul. E doar dacă nu trece peștele pe acolo, nu-l atragi cu nimic. Altceva, iar același lucru. Am prins, s-a întâmplat să mergem într-un concurs și am prins pește doar cu pop-up la intercepție, aruncat de parte tare. Da. Numai cu popa, fără să culeți, fără nimic. Pur și simplu am prins la popa ăla. E prins șanțul unde trecea peștele. El a văzut, el a plăcut cum arată. Izolat de izolat, adică noi pescuiam undeva, aveam patul de nadă la 120 de metri. Și de fapt, 160 și ceva. Adică vrei să spui că oriunde dădeai pe de la popa ăla? Nu, pe pat n-am prins, că am încercat aia spune. Bă, dar n-ai schimbat distanță, adică ai dat, ai prins acolo și tot acolo ai dat. Nu ai mai dat și peste la 200 nu, de metri. Nu, am prins pe ăla. Pe ăla, ok. Și a fost un repop acolo și la distanță aia acolo. Sau circulau pe acolo și la intercepție, cum ai zis, au trecut pe acolo. Nu te gândi că am prins 100 de pești. Am prins 2 pești. Dar ăia 2 pești aveau 17 kg. Și erau pe foaie buni rău de tot. Că acolo ne-au dus și am câștigat. Da, înțeles. Fără ei nu câștigam. Da, și 30 și ceva de ore, chiar 40, că a fost concurs lung de 96 de ore. Cu aromă, practic e ceva care ține aroma și plutește, atât, că n-are nimic. N-are nimic, nu, el spune că doar culoarea îți face chestia, băiatul ăsta așa spune. Nu, el spune, se referă strict la prezentare, măi, eu înțeles ce se referă. Păi prezentare, bila-i pe fund și cum stăia forfacul întins, la Ronnie Rick, de exemplu, prezentarea e complet diferită. Momeala ție sus. Cârligul așa, înțepătura să face diferit, pentru că și el asta spune că întotdeauna mai repede va fi la popa prezentare decât la bilă de fund. Eu nu sunt de acord din multe motive, pentru că sunt legate de foarte multe lucruri. Substratul, bila e, schimbă pH-ul în apă, culoarea e atât de limpede, da, sunt multe. Nu pot să o aplic ca o regulă, să fiu de acord cu părerea lui, ca regulă generală. Oriunde, oricând, orice baltă, prezentarea face diferența. E adevărat, vei prinde. Eu cu Adi avem o groază de partide în tandem, 4 lansete, 2 cu 2, adică gen eu decid pentru 2 lansete, el pentru 2. Și nu știu câte partide avem în care Adi a fost nelipsit cu Ronnie Rick și eu cu bilă.
Partide în care numai Roni prindea, partide în care numai la boile sub alta cu s-a luat și te uiteai la Roni. Adu-ți aminte și Dinoș. Deci le avem încercate. Nu, noi nu am găsit încă o pondere atât de mare în favoarea Roniului, că doar astfel am fi stâmpit să-l renunțăm la el, nu? Am pescuit absolut tot timpul pe toate episoadele mele cu Roni, că în primul rând eu trebuie să arăt un pește. Eu nu sunt prea pescuit pe Roni, eu sunt fanul Roni. Dar nu sunt fanul Roni oricum. Adică Roni funcționează foarte bine când îi faci un pat de semințe, pe pat de nadă, da. Semințe bile sparte, nu contează, să aibă ceva sub. Că dacă pui și chiar și la bec și la săculeț, nu este eficient, este sub bilă. Eu nu prea am prins, adică nu am încredere în asta. Da, ai plantat și dai cu Roni, eu sunt fan, indiscutabil. Atunci clar o ia mai repede pe Roni. Tâncăbești, păi te duci pe Tâncăbești, dai 5 kg de porumb și ai pus un Roni. Eu așa am luat 30 anul ăsta, da? Deci n-am mai mult de 30 de kilograme, e mult pește. 30 de kilograme, da? Anul ăsta l-am luat pe criteriul ăsta. Că și la Roni, adică a funcționat. Până atunci mă lasem tenii. Aveai nadă jos? Da, porumb. Sau aveai doar un Roni simplu? Nu, aveam porumb dus la fiecare pește, fiecare rasetă duceam câte 5 kg de porumb. Adică eu eram chitit pe ten mai mult. Bun, și acum eu te întreb, el la ce a venit? Prezentarea ta la Roni? Sau a venit faptul că e făcut la porumb, el a venit la porumb, că asta spun. El a venit la porumb, dar i-a plăcut ce a scos în evidență. Eu popa cu ea scos. De acolo, da, da, și da, da, da. Dacă nu, era, puneam doar popa acolo, cred că trecea pe lângă, nu știu, așa am senzația. Adică el la porumb a venit, că am dat porumb în puțit sau știu ce. I-a schimbat pH-ul ca din toată carechimul să vină după sânge. Adică asta am încercat eu să trag crap. Perfect. A zis de semințe și vreau să răspund scurt unei întrebări. Ce savoare recomandăm? Mă sparge chestia asta cu savoarea. Din ce oraș ești? Noi nu folosim savoare. Eu zic aromă. Bănuiesc că la asta te referi, la aromă sau la... În fine, pentru o partidă foarte scurtă de 4-5 ore. Părerea mea, pentru partidă scurtă de foarte 5 ore, semințe, dacă ai momitor flotant, micuț, să ai activitate 4-5 ore, te mulțumești cu orice ciortan, un kilo, două, nu mai contează că vine mare sau mic. Dacă ai o partidă de scurtă, eu cred că semințele și / momitorul sunt sfinte. Deja vorbim de genul feeder. Da, de genul feeder, da. Dar i-am și răspuns că ai zis de semințe. Nu mai să mai instalezi. Suntem fani bilă, noi nu prea pescuim cu momitoare și pătări. Nu, nici nu le avem. Nu e stilul vostru. Nu e stilul nostru. Pescuim strict bilă. Mă gândesc că dacă vrei o partidă de 4-5 ore rapide, te folosește niște boile solubile și cu pastă solubilă. Vin pe plumb, pun pastă solubilă cât cuprinde, pun și pe uite, bila de la Cârlig, o folosesc mică. În alea 4-5 ore am pretenții să prind pește. Nu mă uit la să captura sau ceva. Captura vieții. Să prind unul după altul, da? Vin cu bilă mică, iar începem cu bila mică și Cârlig mic. Cârlig mic, mai pun un pic de pastă pe cârligul ăla, pe bila de la cârlig și îi dau atac. Eu vorbesc din punct de vedere... Pescuit cu bila, da. Păi eu așa ce mă dărești pe mâini la momitoare și să car de semințe în puțin. Sunt eu un avantaj. Cred că sunt mai multe șanse ca cel care dă cu momitor, cu mămăligă, cu semințe în ea, cu putare și eu știu și cu un flotor mic și cu o boabă mică și cu chestia și cu cârlig mai mic decât al meu și așa mai departe, prinde mai bine decât mine. Da, eu mi-asum. Eu vreau bilă. E o plăcere aparte pe care am și o plăcere și o comoditate după atâta partidă de pescuit, nu mai e așa ușor să stai să faci tot timpul. Normal, dar păi nici mie. Și pe vremea asta, mi-au înghețat mâinile, am și eu momitor în apă acum, mi-au înghețat mâinile de m-au rupt până îi scoți lanseta, până te murdărești pe mâini, până te ștești, până te speli, până aud o arunci înapoi în apă, intru aici direct la foc. Direct la foc, adică nu-i mai e o plăcere nici cu momitorul, cu toate că poate fi eficient. Bun. Înainte să trecem la ultimul subiect al acestui live și anume discuțiile despre presiunea atmosferică pe care le-am văzut în comentariul lui Geo Gelu, vreau să mai citesc repede trei comentarii ca să termin cu ele și revenim la discuția cu presiunea atmosferică și o să încheiem și noi în curând. O clipă că am pierdut ce vroiam să... Pescar de treabă, Cătălin întreabă interlocutorii tăi ce e mai important în varianta Snowman, bila sau pop-up? Păi, amândouă. Și aia așa, amândouă. Amândouă sunt la fel de importante. Se completează zona, poate. Da, nu știu, câteodată contează pop-up. Da. Adică au fost... Tu practic încerci să păcălești, dai două, ce vrei, ecler sau tiramisu, știi, gen...
ia aici, ce alegeți tu, gen, adică ia popa sau fiș mi de jos sau știu, nu? Da, nu știu, da. Cred că s-a el simte oricum mai mult popa pe ăla care are mai mult aromă și culoarea, probabil, cum vede și nu știu. Nu, nu, e o întrebare iarăși pentru cărțile de istorie, e de genul mituri. Nu, eu nici eu nu cred că putem spune punctul pe ei cum răspund la întrebarea. Depinde, iarăși, depinde de pat, depinde de dacă faci pat de nază, da. Faci pat de nază doar din bile sau semințe. Sau... Dacă e pe semință raie și știi că zi orice peșun, și eu cred că devine un pic mai important ăsta, popa. Dacă ai un pat de bile, cobră, treținut din cobră, contează tot aroma aia, să-i dai mai mult aia ce-i pe pat și bila să fie. Și... deci popa ăla îți ridică mai mult pentru ușurarea absorției, nu știu cât e valoare în... vizual, pe baltă care e plină de exact. Mări și el vine să prănește și dă din coadă pe pat și e de nu vezi nimic, ce să vadă el acolo? Eu sunt ferm, convins că el nu vede nimic. Nici popa ăla sunt de fel. Ați văzut filmări, sunt filmări de la Corda, de la adică, dacă pescari. E apa mică, da, e într-o zonă cu apă mică și el e dita mai porcu, între ghilimele, dita mai crapul de 13-14 kg, păi el numai când dă un pic din aripi sau dă un pic din coada aia și acolo e mâl, a făcut, să face întuneric. Da, zim și mie, ce mai, că el face și înainte chestia. Că îți rămâne un pic cu papul deasupra. Ies dar e același, reveni la aceeași chestie, mit sau adevăr. De ce mănâncă pe popa pe albastru, galben sau ce ai pus și nu pe roșu? Când acolo e negru, el nu vede nimic? Aceeași aromă, aceeași el firmă. El își negrește și el singur, nu numai a fost ploaie sau eu știu, e apa murdară. De când zic că el vine tip și o ia fără să deranjeze acolo nimic. El se mișcă, el n-are treabă. Mai ales dacă sunt mai mulți, voi vorbiți de unul, dar îți vine un banc. Banc, dă din coasă, să bat între ei, să agită. Ce mai vede că s-a negrit totul acolo? Noi vorbim de ce vede roșu ăla și galben? Vorbim de părțile noastre, nu palasiere ce filmează Corda și sau cine filmează unde e apa aia cristal, numai piatră și nu îl deranjează nimic. Vede tot la timpul ceva. Acolo, păi du-te aici unde e nămolul de jumătate de metru și vine la să bagă cu capul. Există o filmare pe YouTube cu un crab care pur și simplu intră, uite așa, cu capul mâl, căutați cu aici. S-a băgat de i-au trecut branchiile în mâini. Da, da, știu și eu. Da? Ai văzut? Da. Da? Da. Este incredibil. Ce vezi? Chiar și lume găsește. Dar ce nu vi s-a întâmplat că vreau să scoateți clap plin de mâl cu ei? Era murdar de mâl, efectiv. Adică arăta cât de mur să tap clapul mâl. În momentul ăla. Eu nu știu. Nu? Da. Bun. Îl salutăm pe Bogdan Constantinescu. Te salut, Bogdan. Te aștept la concurs. Nu uita. Și mulțumim că ne urmărești. Toate culorile din năzi sunt sintetice, deci dacă dai nadă 100 kg pe locul tău, cum crezi că va fi carne din această ăștia? Nu sunt toate. Da, ok. Nu sunt toate sintetice, dar probabil 90% se folosesc sintetice. În fine. Bun. Păi n-am înțeles. Nu, era, nu știu, era o întrebare, era doar un comentariu și mai repede ce să-l citesc. Spirulina, de exemplu, verde, ăla nu e sintetic. Așa este. Ce face? Dacă nu sunt sintetice, ce sunt? Ce gust are carnea crapului, ce nașpa e, ce nu știu ce. Asta noi nu prea prindem să mâncăm. Nu prea prindem să mâncăm. În afară de ăla care a mai de vreme de 10 ani. Am ajuns aproape la... Și vă luăm și noi altă. Ce ai preferat? Să mănânci un pește sălbatic din Delta sau unul din Baltă de aici? Da. Să știți că și pe Delta... Dacă e să o luăm așa cum a tot. Să știți că și pe Delta se discută din ce în ce mai mult în ultima perioadă de excesul de plumb, cadmiu și nu mai știu ce, de la tonele, sutele de tone de deșeuri, de plumb, de zimă, fiare vechi, zi, epave, mă. De la fostele șantiere navale, vapoare abandonate, deci nu vorbim de a scăpat eu doi plumbi în apă, vorbim de trenuri de fier. Și, da? Ce? Și că astea deja de atâția ani, din anii 80 sunt unele, 90, 2000 și așa, da, bineînțeles, s-au descompus și au afectat planctonul, algele, peștele, racii mănâncă aia, ăia peștii mănâncă raci și se găsește un nivel ridicat și în carnea peștelui și mai departe. Sunt alte discuții. Chestia asta. Eu zic că poluarea cea mai mare. Cel mai mare epave care merg pe deasupra apei. Ălea sunt.
Alea da, sunt etape mari. Și motoarele de doi timpi și scurgeri și motoare de 200-300 poluare mai mare decât curent și să-ți ia pești cu aia e altă poluare. Haideți să discutăm despre presiune. Eu, pentru mine e un mister. Am avut doar 2-3 discuții cu domnul Vișoianu atunci la acel episod pe care știți cu toții și am abordat puțin așa cu el partea cu presiunea. Bă, mie nu mi-e clar, eu nu am reper. Nu am reper. Presiune. Presiunea atmosferică. Presiunea atmosferică vorbesc, nu da. Presiunea pe apă. Ăla e altcuva. E altă discuție. Vreau să văd cum, dacă țineți cont de presiunea atmosferică, dacă e mic sau nu și cum ați simțit că influențează peștele. Eu personal n-am ținut cont de ea, ar trebui poate să țin. Dacă n-am tras pește, ar vina pe alte lucruri, pe localizare, pe mine, pe nu știu ce, dar nu pe presiune. Da, ții cont de vânt? De exemplu. Da, de vânt am început să țin cont după ce pe Cândeasca mi s-a dat o lecție clară, pește era sub picioarele mele și eu îl căutam în malul. Dacă ții cont de vânt, trebuie să ții cont și de presiune. Ok, dar nu am repere și nu știu cine să mi le spună. Deci la ce să mă uit? La 1077 mm coloană de mărcur, prind sau nu prind? Unde mă uit? Care e presiunea ideală? Înțelegi? N-am repere. Adică mă uit ca prostul la presiune. Nu văd presiunea, dar n-am repere. Cătălin, mi se pare ca la oameni. E presiunea constantă, ține... E o presiune acum, e ne simțim bine. Scade presiunea, se ia cap. Tu duci pe munte, te urci brusc, crește presiunea sau scade. Sunt de acord, dar tu, deci tu te referi doar la constanță. La da, constantă unde presiune. Să fie constantă presiunea, dar dacă e deja sus, nu, dar e constantă sus, nu constantă sus, constant, media constantă. Știi? Adică te vorbesc de media constantă. Dacă e constantă sus, nu știu, asta aș vrea să... cu timpul posibil să te înveți. Te înveți, de, exact, dar te uiți pe munte. Uite că asta e, mi se pare ce mai nu, mai dat un bun exemplu. Pe exemplu, loc verde. Ești om al munte. Te duci pe munte, te duci la munte și începi să urci cu mașina. Spăunezi cu urechile, clar. Ei, ai ajuns pe munte și mai rău, știi? Dar și rămâi acolo pentru multe zile. Acolo pentru multe zile te-ai obișnuit. Știi? Te-ai obișnuit, nu mai trebuie cu presiune. Faci grătar, da, faci, stai așa, și la munte presiunea care e scăzută sau crescută? Stai, la munte, nu urcăm cum, de cine se crește, munte? Crește, nu? Da. Crește presiunea. Ok, și dacă scade, bine, și când cobori de la munte ai efectul ăla? Da, e aceeași chestie, nu? Bun, și normalitatea care e? Nu, eu, undeva. Păi normalitatea ca la măi, la unde? Câmpie. La cât o fie, la câmpie, nu? Eu văd așa. 750 și ceva. Am terminat gărdurile, deci am cel mai gros amare pe mine și stai în spate. Da, dar e baltat. Da, e baltat. Oamenii de la munte sunt învățați cu creșterea asta de presiune scăzută fizic. Sunt învățați pentru că trăiesc acolo și urcă sau coboară, ai numai împoglesc cu urechile, logic. Eu văd așa, merg pe o baltă de merg o săptămână pe o baltă. O iau ca așa cu săptămâna, că e mai... ca să înțelegi ce am vrut să spun. Primele două zile am o, nu știu, nici nu mă pricep bine, cum să zicem 1000 și un pic de... chiar nu mă pricep acolo, da? Și stă într-o linie, aceeași unități. Linie. Nu, da, unități, nu știu. Unități, da. Și stă două zile la rând, prin pește, și îmi stă tot timpul, așa, îmi stă tot timpul, nu știu, repet, îmi stă tot timpul acolo, pe aceeași linie. Și azi am 1000 și un pic și mâine am 1000 și un pic și poimine am tot 1000 și un pic. Răspui mine, mi se întâmplă să mă duc la 1500 sau crește sau scade, mă rog, brusc. Și dintr-o dată nu mai îmi trage peștele. Deci s-a întâmplat ceva. Da, a crescut, a scăzut. El simte. El, oricum el simte mult mai bine decât noi. N-are nicio legătură. Bun. După două zile de presiune aia sus, care rămâne tot la fel, la 1500, două zile, începe și mai împrinde. Eu spun din experiență treaba asta. Deci revine, practic. De el stă acolo sus, chiar dacă e presiunea. Înțelegi ce am vrut să spun? Eu spun din experiență. Da. Vreo două zile, trei, nu prind și apoi încep să prind. Dar ea mi-a rămas tot acolo la 1500. Nu s-a dus la 1700 sau în jos înapoi. A rămas tot acolo. Înseamnă că el s-a obișnuit cu... Cred, nu știu, e o teorie, nu știu să o pun în practică. Adică am pus-o în practică în sensul că mi s-a întâmplat treaba asta și am tras și o mică concluzie. Nu știu dacă e chiar adevărat sau dacă sunt alții care cunosc mai bine și poate să ne spună, cu drag aș asculta și eu o părere. Eu o spun pe mea ce am pățit. De ce? După două zile, trei ani, a început peștele să mănânce. Și nu n-am avut, adică să fii fuiera chiar tot timpul. Ai văzut când începe ploaia, a început să plouă și să începe să scoadă, să clar. Încep și prinzi. Să schimbă ceva. Normal, știi, e greu să
de ei după presiune să nu te duci la pește. Pentru că tu îți faci un program, în general, mai ales cei care se duc mai rar, și fac un program. Am liber astăzi, mă duc la pește. Păi ce să fac? E presiune, nu e presiune, e un cer. Nu, ce-ar fi fost, nu, altfel. Stai. Adică ar fi fost să zicem noi, noi am partida asta, am plănuit-o de mult timp, da? Corect, da, 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 exact. Bun, am plănuit-o de mult. Și ce am fi, să fi zis Cătălin sau eu, numai dacă se întâmpla cu totul altceva, o problemă de sănătate, o problemă personală, așa, renunțam. Dar ce ar fi fost să zicem, aoleu, dar știți că vreo două zile va avem din soare, știți că o să plouă, știți ce o să pățim noi pe acolo? Cam știam. Și ce să facem acum? Mai merge. Nu mai merge. Nu mai merge. Acasă. Și ne uităm pe film. Corect. Ce e bine la pescuit atunci, nu? Da, 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 maxim, normal, corect. Mie mi s-a întâmplat de două, cel puțin de două ori, că moară. Mă duc, o moară. Te rugăm. Am o mică urgență, îmi pare rău. Sună telefonul, apare. Așa. De exemplu, a fost pomoară și am ajuns pe baltă, ne verificăm nicio presiune, nimic, asta era liberul meu, am ajuns pomoară, mă, nimeni pe baltă, bar. Nu știu, weekend, început de weekend, vrea seama. Început de weekend, pomoară. Pomoară glăsii, da? Și am crezut că e închisă baltă. Inițial. Deci am crezut că e închisă. Bă, ce are? Mă duc, mi-a ales și ce loc vrea, adică nu, un loc mega cunoscut, în fine. O am dus liniștit. Bă, dar nimeni, zic, dom'le, e închisă? Nu, nu e închisă. După, mă apuc eu să dau, nu știu nimic, niciun pește. Și vine paznicul la un moment dat și zic, dom'le, dar nu mănâncă nimic, nu mănâncă deloc. Păi dumneata n-ai văzut presiunea atmosferică, mi-a zis. Deci dumneata n-ai văzut presiunea. Nu m-am întâlnit nici ea. Ce presiune, dom'le, că n-am văzut nicio presiune. Păi și dacă vedeam presiunea, nu mai veneam, că na. Știi? Dar am avut așa, să mă opresc și la poate am fost alte, da. Poate din altă cauză, nu, da, nu erau, da, și paznicul mi-a zis, o presiune, adică posibil să fi fost presiunea, alții care se duceau mai des pe moară, ziceau, bă, e presiunea, nu mă duc. Eu nu am verificat asta și sincer, chiar dacă verificam, bă, poate mai iau un pește care totuși rezistă mai bine la presiune. Măcar unul să iau, știi? Nu, n-am luat niciunul, dar zic așa, adică... Adi, pe moară vă să știm cu toții ce presiune să pune pe baltă, în sensul că e și aproape de București, o baltă bună, da, cu pești mari și densitate mare. Eu nu cred că o fi fost o perioadă de concedii, iulie, august, când da, toată lumea mai pleacă. Da, dar mai mult clar nu era prima oară. A, da, am înțeles. Părerea că m-a spăvată, nu era nimeni. Atunci mergi cu mâna a paznicului. Știi, și mă apuc eu să dau la bază, asta spuneam și dintr-o dată, bine, domnul, nu merge, eu eram nemulțumit așa. Da, paznicul, n-ai văzut, domne, că presiunea a scăzut? Băi, ideea este că așa, aș împărți live-ul ăsta, că oricum trebuie să ne apropiem de sfârșit, a trecut peste o oră și mai avem și de filmat pentru episodul de miercuri. Avem câteva drilluri. Doamne, aștept cu niște drilluri, dar pe vremea asta mai greu. Cred că sunt două tipuri de concluzii de la acest video, și anume, partea de... finețuri, mici nebunii, mici chestiuni, merită încercate. Nu renunțați la ele, nu le luați ca pe o prostie. Într-o zi poate să prefere o bilă, altă zi două bile, altă zi doar bilă de 24 aduce pești mari, altă zi doar bila de 16 aduce pești mari, în ciuda anotimpului sau sezonului, adică nu ne luăm după asta. Într-o zi putem să declanșăm o trăsătură cu porumb, în altă zi cu așa. Deci, chestiunile astea consider eu, cârligul a plecat, albastru versus roșu. Eu, asta e una din concluzii. Consider că nu putem pune punctul pe ei, nu avem o explicație, dar experiența pe toți ne-a învățat că unele schimbări funcționează. Nu, experiența ne-a învățat că în pat nu o să reușești să prinzi pește. Aia e clar. Trebuie să faci ceva. Trebuie să faci ceva. Când ai o perioadă lungă în care tu nu ai mai prins niciun pește, Cătălin, trebuie să faci ceva. Dacă vrei să prinzi, dacă vrei să stai tot în pat. Iar relaxarea asta e altceva, dar te bucur că nu tragi. Asta face și diferența între cei care prind ceva și câștigă ceva și câteodată. Da, așa este. Deci aici te recomandăm să fiți muncitori și să faceți mici improvizații sau schimbări. Așa găsești tot timpul să dai vina pe ceva sau pe cineva. Am venit, nu mai are stat pește. Nu mai are pește, bila de rahat, a schimbat rețeta. A umblat ăla la bilă, a făcut ceva. Deci găsești motive, dacă vrei găsești câte... Exact. Da. Al doilea tip de concluzie pe care putem să-l tragem este cel ce ține de factorii
care cu adevărat influențează partida. Vântul, nu prea am discutat despre el, dar am discutat despre presiune, anotimpul, temperatura apei. Trebuie să învățăm cu toții să stăpânim lucrurile astea și să le citim și să știm să ne ajutăm de ele, să ne luăm semnale. Astea nu mai sunt mituri. Aici vreau să ajung. Deci să nu facem confuzie între cele două chestiuni. Astea nu mai sunt mituri. Chiar influențează peștele, hrănirea lui, că umblă sau nu umblă, stă staționat undeva și doar un stand prinde. Restul nu mai prind nimic și, Doamne, e magie ce are ăla la cârlig albastru. Nu, poate pot fi și alți factori. Deci, cu chestia asta aș vrea să vă lăsăm două, aceste două tipuri și fiecare, cum să spun, merită luat în calcul în modul corect. Da? Ne mai interesăm, mai aflăm și pe măsură ce noi prindem experiență, o împărtășim cu voi prin videouri, rămâneți alături de noi. Probabil, miercurea viitoare va fi ultimul episod de la pescuit de pe canalul de YouTube Altacul. O să vină sărbătorile. S-au adunat o groază, am avut un sezon plin și plin cu de toate, și bune și rele. S-au adunat foarte multe și la mine și va trebui să mai stau și pe acasă să le rezolv. Băieți, vă trebuie să vă mulțumesc mult pentru invitație încă o dată. Îmi place. Și poate mai prindem ceva. Mâine, acasă. Doamne ajută. De prins, posibil să prindem. Acum noi am făcut tot ce ne-a stat în putință și toată experiența noastră am pus-o pe masă, să zicem așa. Acum trebuie să mai răspundă și el din baltă. Nu, n-ai. Numai noi. Noi am normal, făcut normal. Tot ce am putut. Extrem de rece. Să ținem cont și de vremea de... Te rog, dacă vrei să spui ceva, te rog. Să-mi dați bani. Da, noi avem o mică brăilă, o să vedeți în episodul următor, 60 de lei fiecare pește. Deci dacă Adi a prins un pește, noi dăm 20 de lei. O să-l dea 60 de lei. Până acum avem să-i dăm 60 de lei, Adi. Dar încă nu i-am dat, o să trebuie să-i dăm, pentru că oricum trebuie filmat pentru episodul de miercuri. Da, încă n-a fluierat arbitru. Da, sau, să ne dai tu. Nu. Mi se dat prima, eu dacă dau înapoi, treaba mea. Bun, gata, punem pauză. Mă apropii de telefon să dau, să apăs butonul de off. Vă mulțumim tuturor pentru că ați fost alături de noi și mulțumim și pentru donații, like-uri, share-uri și tot ce mai înseamnă. Știu că lumina a jucat feste, suntem, așa e locul în această căbănuță. Avem lumina care bate direct în obiectivul telefonului și cum ne mișcam noi era influențat. Gata. Acestea fiind spuse, vă salutăm, fire întinse, toate cele bune. Fire întinse.